Reprezentanții Gărzii Forestiere Timișoara, împreună cu reprezentanții IPJ Hunedoara, din cadrul Biroului de Combatere Delicte Silvice, au efectuat verificări privind modul de gestionare, transport și comercializare a materialelor lemnoase de către doi operatori economici din județul Hunedoara. În urma controalelor s-au constatat următoarele: 4 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 23.000 de lei, 47,02 metri cub material lemnos confiscat faptic, lemn rotund și lemn de foc din diferite specii cu o valoare de 8.009,23 de lei, 8,87 metri cub material lemnos confiscat valoric cu o valoare de 1.235,29 lei. În perioada următoare, aceste acțiuni de control, desfășurate în colaborare cu reprezentanții IPJ Hunedoara, vor continua.